Sfinții 40 de mucenici sunt prăznuiți de Biserica Ortodoxă în fiecare an pe data de 9 martie. Aceștia erau soldați creștini aflați în slujba împăratului roman, prigonitor al creștinilor. În acea perioadă, cei 40 de mucenici au refuzat să se închine idolilor, prin urmare au fost întemnițați timp de 8 zile, după care au fost condamnați la moarte. Moaștele lor au fost împărțite la mai multe biserici ortodoxe. Tradiția creștină spune că bărbații trebuie să bea în această zi 40 de pahare cu vin. Acestea se zice că reprezintă sângele vărsat de cei 40 de sfinți mucenici. Această sărbătoare s-a suprapus peste începerea anului agricol tradițional, iar ziua este denumită în prezent mucenicii sau măcinicii. Tot pe 9 martie se încheie și babele, ce lasă loc zilelor moșilor, zile calde. De aceea, în această zi se fac numeroase ritualuri de alungare a gerului, cum ar fi lovirea pământului cu bâte sau maiuri pentru ca să iasă căldura și să intre gerul sau jocul copiilor peste foc.